Sala de sport a regimentului de gardă Mihai Viteazu a găzduit un concert susținut de Andrei Păunescu și prietenii săi, special pentru sportivii, antrenorii și angajații Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Evenimentul a avut și o componentă umanitară de ajutorare financiară a lui Alexandru Ene, un tânăr de doar 14 ani care luptă pentru sănătatea sa. În cadrul aceluiași eveniment au fost premiate de către președintele clubului, domnul Bixi Pompil Mocanu, și de către secretarul general MAPN, domnul Codrin Munteanu, și primele performanțe din 2019 ale sportivilor steli. Echipa masculină de polo a câștigat primul trofeu din acest an, Cupa României. Ca de fiecare dată, e o bucurie pe normă să câștigi Cupa României, să nu mai spun de campionat, dar într-adevăr unul dintre obiectivele pe acest an a fost atins. Vine după o perioadă grea pe care am avut-o, tocmai de aceea suntem foarte mulțumiți de acest lucru. Deși scorul nu o spune, echipa noastră consider că s-a descurcat foarte bine și am reușit să câștigăm detașat această competiție. Spadasinele antrenate de Cornel Milan s-au întors de la Cupa Europei din Italia cu medalie de bronz. Uite, cu atât e mai prețios acest bronz. În momentul în care era o normalitate să câștigăm această competiție, nu băgam de seamă. În momentul în care n-am ajuns la medalie, atunci a devenit din ce în ce mai importantă și ce mi s-a părut mie cel mai important la această competiție este faptul că niciuna dintre noi n-a avut nicio sclipire de geniu, dar am strălucit împreună. Suntem sigure că participarea Anei la acest concurs ne-a ajutat foarte tare, pentru că au fost multe momente critice când ea s-a impus și a reușit să ne salveze, să zicem așa, pentru că erau multe fete mult mai mari decât noi, cu multă experiență și se vedea oarecum că avem nevoie de un ajutor, iar Ana a fost salvarea noastră, să zicem așa. În principiu sunt mulțumit de ce s-a întâmplat acolo și sper că pe viitor, a fost și ca o bulă de oxigen pentru noi, după două rezultate mai puțin bune la două Grand Prix-uri, și sper să intrăm în ritm.